Bun găsit, dragii mei! Sper că sunteți bine, sper că lucrurile sunt așa cum vi le doriți voi în viețile voastre și sper să aveți un weekend magic, acest clip fiind dedicat weekendului 19-20 decembrie. Să vedem ce facem noi și care sunt mesajele magice. Am extras... Hai că extrag. Am extras 4, le-am... Am învârtit pe aici, le-am făcut. Hai să vedem sâmbătă. Creăm obiceiuri și probleme pentru a împlini o nevoie. Atunci când găsesc o metodă benefică de a împlini nevoia, mă eliberez de problemă. Orice problemă are o soluție. Deci sâmbătă porniți de la ideea că orice problemă are o soluție și că de multe ori noi singuri ne creăm problemele numai pentru a găsi metode interesante de a le depăși. Bineînțeles că nu conștient facem lucrul ăsta, inconștient, dar se întâmplă pentru că cu cât depășim o problemă, cu cât înțelegem anumite emoții, anumite senzații, cu atât ne eliberăm de frici, traume și ce mai avem noi pe acolo. Și uneori e ca și cum vrei să scapi de o frică și te pui față în față cu acea frică. Deci sâmbătă, orice problemă are o soluție. Asta să știți. Și data de duminică, adică pe 20 decembrie, am încredere în inteligența din mine. Aici e foarte interesant. Orice se întâmplă în exterior e doar o oglindă a gândirii mele limitate. Dați-vă voie să fiți mai deschiși, dați-vă voie să vă intereseze doar de voi și de viețișoara voastră. Aveți încredere în tot ce înseamnă inteligența voastră, acolo sigur se află inteligență în interiorul vostru și spiritul vostru este înțelept. Și nu uitați că tot ce se întâmplă în viața voastră este datorită gândirii voastre, care dacă este o gândire deschisă, viața voastră este înfloritoare, dacă aveți o gândire limitativă, așa va fi și viața voastră. Dați-vă voie să vă deschideți și să vă lărgiți orizonturile. Despre asta este vorba. Lărgirea orizonturilor și încrederea în inteligența din voi, inteligența divină. Ce facem în acest weekend? Like, share, subscribe. Vă mulțumesc că ați apăsat butonul abonează-te. Dacă vă plac clipurile mele, nu ezitați să apăsați butonul subscribe. De asemenea, like, share, comentarii, tot ce doriți voi să spuneți. Dacă doriți consultații personalizate, confidențiale, să vă pun în fața voastră toate informațiile la care eu am ajuns până la acest moment, îmi puteți scrie să vă las o ofertă. Săptămâna viitoare se lucrează până pe data de 23 și reiau activitatea la cabinet după 4 ianuarie, deci vă puteți programa pentru ianuarie. Bineînțeles, clipurile vor apărea în continuare, menționez asta. Am tot zis că fac pauză pentru că erau multe cereri între Crăciun și Revelion și am decis să nu mai fac treaba asta, să-mi iau un timp pentru mine, pentru alte proiecte, pentru alte lucruri personale și să reiau consultațiile la cabinet după 4 ianuarie sau la telefon. Eu lucrez cu oameni din toată lumea, foarte multe persoane din America, foarte multe persoane din Europa, Australia mai puțin, Asia mai puțin, Africa mai puțin, dar în special Europa, Emiratele Arabe, nu mai spun, și America, Canada, mă rog. Dragii mei, cu acei oameni vorbesc la telefon, poate doar ne auzim sau poate ne vedem. Nu înseamnă că dacă nu poți să vii la cabinet, nu poți să ai parte de o consultație. Este același lucru. Eu mă uit pe harta asta, așa arată harta ta și îți interpretez ce văd aici și îți răspund întrebărilor tale uitându-mă pe cerul la care, sub care tu te-ai născut. Eu nu operez pe creier ca să fie obligatoriu să vii la mine la cabinet. Dacă ești în București sau treci prin București, poți să vii la cabinet, cu mare drag te aștept. Altfel nu este o problemă dacă vrei să avem o sesiune și nu poți să vii, nu este o problemă să nu o avem. O putem avea la telefon. Așa că cei care îmi scriu, eu aș vrea, dar nu pot să vin. Păi nu mai îți pierde timpul să-mi scrii, că am și o treabă și ai și tu treabă. Dacă vrei să vii la o consultație la mine, trăim în lumea internetului, era tehnologiei. Despre ce vorbim? Avem roboți, cred că ne și teleportăm curând și
Eu vreau să vin, eu vreau să am o astrogramă, dar nu pot să vin la cabinet și nu aș vrea la depărtare. Păi da, dar ești în China. Vrei să vin eu la tine? Sau cum ai vrea să fac? Ideea este că astrogramele se pot realiza și la telefon, videocall, pe WhatsApp, mă vezi că sunt eu sau, mă rog, pe alte programe. Pentru că nu te operezi pe creier, ci te operezi pe suflet, cum îmi place mie să spun, și putem să discutăm. Așa că țineți cont de treaba asta. Dacă nu vrei o consultație, nu mai scrie, nu-ți mai pierde timpul, ocupă-te cu altceva și nu mă ține nici pe mine din loc. Să fie cu magie acest weekend, să vedem ce fac zodiile. Berbec, weekendul acesta sunteți preocupați cu prietenii, întâlniri, petreceri, vă pregătiți așa dinainte de petrecerea, dinainte de alte petreceri, întâlniri cu rudele, vizite, aveți niște lucruri de rezolvat, se vor rezolva, dar nu vă pripiți, nu trageți concluzii pripite, nu vă pripiți și nu exagerați, este important să nu exagerați weekendul ăsta, mâncare, băutură sau alte lucruri, poate tăiați porcul și mâncați pomana porcului prea mult, atenție. Taur, nativii Taur au nevoie să își privească un pic în suflet și să-și facă așa o introspecție pe tot ce au făcut în anul ăsta și să facă niște schimbări. Aveți nevoie să faceți niște schimbări. Probabil ceva oportunități pot veni, probabil că vă veți da seama unde ați greșit față de voi și ce aveți nevoie să refaceți. Potențial să primiți cadouri, deci puteți să primiți cadouri. Gemeni, fie începeți o relație, fie vă reîntâlniți cu cineva, fie prindeți drag, vă înflăcărați așa un pic, se reaprinde dragostea sau pasiunea. Discuții interesante, poate chiar flirturi, cum v-am spus, revine dragostea în forță. De asemenea, vă faceți și voi niște calcule financiare și vă dați seama că ori ați exagerat în anumite privințe, ori aveți nevoie să recalculați bugetul până la final de an ca să ieșiți bine. Ceva apăsare prin rudele voastre, frați, surori, poate că au ceva probleme și desigur sunteți și voi acolo alături de ei, vă gândiți cum să-și rezolve problemele. Rac, vă simțiți bine în weekendul ăsta, vă simțiți relaxați, protejați, vă ocupați de casă, vă ocupați de cadouri, vă ocupați de împodobirea casei sau alte activități de genul ăsta și posibil să faceți niște schimbări în viața voastră sau, mă rog, să vă puneți pe listă anumite schimbări. Simțiți că urmează să se întâmple ceva, nu știți ce, dar parcă așteptați să vină o energie către voi, parcă așteptați să vină o schimbare. Poate vești bune pe partea amoroasă. Leu, și vouă vă este bine în acest weekend, reușiți o mulțime de lucruri, împodobiți casa, cumpărați cadouri, poate chiar veți fi foarte generoși, mi-arată că vă implicați într-o treabă ce are legătură cu generozitatea, nu știu, caritate, generozitate, voluntariat, dați cadouri copiilor, acum copiilor care vin din familii defavorizate, mă rog, veți fi foarte generoși, veți dărui. Petreceți timp cu tinerii, cu copiii, aș spune un weekend așa ca de poveste, ca de bază și vă simțiți iubiți, apreciați de familiile voastre. Fecioară. Pentru fecioară ceva atenționor pe tot ce înseamnă casă. Poate veți face niște încurcături, poate se întâmplă niște lucruri pe acolo, aveți de rezolvat în privința casei, curățenie, reorganizare prin casă, aruncați niște lucruri, cumpărați altele, sunt târzie niște colete, nu vin la timp, se întâmplă niște încurcături, dar în cele din urmă le rezolvați. Partenerii vor să discute, vor momente romantice, au alte interese, iar voi aveți problema pe voi, fiecare cu cel doare, ceva de genul în familia fecioarei. Fecioara vrea să iasă bine casa, partenerul vrea distracție, voie bună, să-și invite prietenii. Aveți acolo discuții. Balanță. Balanțele vor fi plecate în weekendul ăsta sau fac planuri de plecare sau își pregătesc bagajele, pașaportul, își fac testele să iasă bine, să poată pleca în vacanță. Puteți să plecați sau să vă preocupați în legătură cu o plecare. Multe decizii și în viața voastră, multe decizii și pe sfera cuplului și, aș spune, răsturnări de situație legat de familie sau legat de niște moșteniri, poate vă sună cineva
cineva să vă spună de o moștenire, de o succesiune, de niște acte, treburi de genul acesta. Scorpion, aveți nevoie să vă ascultați un pic sufletul, aveți nevoie de ceva timp cu voi și aveți nevoie să eliberați fricile financiare, pentru că sunt niște temeri financiare, sunt niște lucruri care vă dau bătaie de cap. Le veți rezolva, veți găsi soluții și mintea voastră va concepe un plan extraordinar în acest weekend pe care să-l puneți în practică până la final de an. Deci planuri bune pentru voi. Săgetător. Nativii săgetători sunt mult mai îndrăgostiți, mult mai deschiși către iubire și vor face weekendul ăsta schimbări fizice. Nu știu, vă schimbați look-ul, vă vopsiți, vă pensați, vă machiați, vă, nu știu, vă faceți o schimbare fizică sau poate cine știe, vă programați nu știu ce tratament. Vă veți simți mult mai bine în pielea voastră, planuri privind bugetul familiei și bugetul vostru, faceți planurile către ce se duc banii, frumusețe, aventură, distracție, voie bună. Aveți posibilitatea să fiți vizitați de părinți, rude și vă bucură mult lucrul ăsta să vă primiți frații, părinții în casă. Capricorn, ceva discuții pentru voi, dar ele sunt solicitate, dar sunt foarte bune pentru că în urma acestor discuții veți crește și veți evolua din toate punctele de vedere. Aveți mai multă atenție cu partea financiară și cu felul în care puneți problema privind banii la comun. De asemenea, dacă sunt oameni care vă datorează bani, le puteți spune așa cu frumos, uite, vine finalul de an, poate îmi dai și mie banii înapoi. Posibil să vă gândiți la o metodă prin care să vă cereți banii. De asemenea, mai sunt și persoane care vor dărui foarte mult, vor petrece cu prietenii și își vor regăsi așa încrederea în forțele proprii. Un weekend interesant pentru toată lumea și pentru voi la fel. Vărsător, aveți multe discuții interioare, poate chiar un conflict interior și voi vă gândiți să cereți banii pe care i-ați dat și voi vă gândiți să vă creșteți veniturile și sunteți dispuși să faceți niște schimbări și să propuneți acum la final de an niște schimbări colaboratorilor voștri, deci întâlniri cu colaboratorii, cu partenerii de business, strategii noi, discuții noi, viziune nouă. Aveți o viziune nouă asupra business-urilor, asupra banilor. Cu familia vă puteți reuni chiar din weekendul ăsta și faceți planuri pentru sărbători, pentru Crăciun, Revelion. Pești. Multe emoții pentru nativii pești în weekendul acesta. Multe emoții, lacrimi, suspine, ceva vă emoționează. Poate un caz pe la televizor, poate nu știu cine nu și-a pățit, poate situația asta cu nu știu ce se întâmplă în lume. În fine, sunteți emoționați, sunteți sensibili și vă încărcați mult de la ceilalți. Eliberați-vă, vedeți-vă de treaba voastră că lucruri nasoale în lume s-au întâmplat de totdeauna. Adică asta e, există bine, există și rău. Haideți să vedem partea pozitivă, partea bună. Nu vă mai încărcați cu toate necazurile altora. Doamne, îți mulțumesc că sunt bine, mă rog pentru toată umanitatea să fie bine. Acum că mai sunt și oameni cărora nu le merge atât de bine, ce să facem acum? Să plângem cu toții? Păi, încercăm să le trimitem acolo lumină, îi ajutăm dacă putem, dar nu încercăm acum, hai să ne stricăm, să ne simțim vinovați că noi suntem bine pentru că alții nu sunt. Asta va încerca vinovăția. Eu sunt bine și altul nu e. Păi strici tu că nu e altul, parcă i-ai făcut rău sau i-ai dat de la tine. Hai să ne revenim un pic din chestia asta, să înțelegem că totul se întâmplă cu un scop. Tot ce ni se întâmplă, se întâmplă cu un scop. Atenție și cu parteneriatele și cu îndrăgosteala așa pe fugă sau îndrăgosteala asta nepermisă, adică interzisă. Dragii mei, să vă fie de bine, să aveți un weekend magic, să cumpărați cadouri frumoase, să aveți timp magic alături de cei dragi. Vă îmbrățișez!